Bună dimineața, doamnelor și domnilor, sunt Mihai Daniel, bun venit pe canalul meu. Dacă Bitcoin face asta, se încheie bull market-ul. Așa începe un titlu care poate speria pe mulți, însă, dacă nu citești povestea întreagă, nu se înțelege nimic. Deci, bull market este o perioadă în care piața are o creștere mai mare de 20% pentru o perioadă consecutivă de minim 2 luni. Un bear market este când piața are o corecție mai mare de 20% pentru o perioadă mai mare de 2 luni de zile. Bitcoin de câteva zile s-a oprit din făcut all-time high-uri și deja panica se răspândește în piață. O să încep cu clasicul nu vă panicați. Momentan vorbim despre o corecție, da? Care la Bitcoin nu este ceva dramatic, adică suntem în zona asta, 14-16%. Sunt anumite alturi care deja s-au corectat 40%, precum SUI. La știrile de la ora 19, dacă reușesc să le pun în timp, o să fac o analiză pe cele mai corectate proiecte din categoria proiecte de calitate, da? Și o listă destul de mare, cred că pot să le împart în 2-3 episoade. Ca să vă ajut să înțelegeți care sunt niște zone cheie pentru proiecte. Deci, deocamdată Bitcoin nu a făcut corecție de 20%, deocamdată Bitcoin nu a făcut o corecție de 20% sau mai mare pe o perioadă mai lungă de 2 luni de zile. Deocamdată Bitcoin se află pe suportul daily, care înseamnă valoarea medie a 20 de lumânări, da, de o zi, care este undeva pe la 65.400. Pentru o scurtă perioadă, astăzi, acum puțin timp înainte să filmez, Bitcoin a coborât sub 65.000. De la aproape 74.000 până la 64.500 sau 400 cât a fost, este o diferență de aproape 10.000 de dolari. Bănuiesc că nu este nicio surpriză pentru nimeni că se întâmplă lucrul ăsta. Curând vor apărea narrative. În ianuarie am avut povestea cu Grayscale, care trebuie să-și despăgubească clienții din GTBC, care sunt într-un fond de Bitcoin care are fiuri prea mari și vor să iasă să se ducă în ETF-uri. Da? Și că Grayscale-ul trebuie să vândă zeci de mii de Bitcoin ca să dea banii la amărâții investitori. Și în fiecare zi apăreau știri oficiale, Grayscale a mai transferat 9.000 de Bitcoin în Coinbase, adică gen teatru pe față, știi? Hai să-i speriem pe băieți. Acum vor exista alte și alte narrative. Însă, din perspectivă tehnică, știu așa. Dacă Bitcoin-ul va închide 24 de ore sub 65.400, poate fi considerată o confirmare serioasă a unei corecții. 20% pentru Bitcoin înseamnă undeva la 59.000 și ceva. Șansele ca Bitcoin, dacă confirmă corecția, să se ducă acolo, sunt de 60-70%. Șansele, da? Nu vorbim de certitudini 100%, pentru că dacă totul ar fi cert 100%, n-ar mai trebui să facem risk management, n-ar mai trebui să punem stop loss, n-ar mai trebui să facem nimic, că totul e cert. Deci, în teorie, 70%, 65%, 60%, cât vreți voi, ar trebui să ne ducem către zona aia de 59%, hai 58%. Dacă rupem zona de 59% și stăm mai mult de 2 luni, din punctul meu de vedere, se consideră bear market. Mai avem în jur de 30 și ceva, 40 de zile până la halving. Da? Mult corectata corecție înainte de halving, pe care a avut-o în ciclurile precedente, două, adică în 2020 și în 2016, s-ar putea să se întâmple și acum. Cât de serioasă va fi această corecție depinde de mai mulți factori. Aș pune în primul rând S&P-ul, da? Top 500 companii din America listate la bursă, care dacă intră într-o corecție macro pe
intervale margin, pe monthly, pe weekly, da? Atunci, ce să zic, trebuie să ne pregătim de iarna cripto-vara. Dacă, în schimb, S&P-ul face doar o corecție sezonieră pe care deja a început-o și rezistă în zonele de suport pe daily, atunci putem spune că vom avea o corecție între 16% și, să zicem, nu știu, un maxim 26-27%, da? Cu toate că precedentele, nu știu, 4-5 corecții la Bitcoin nu au depășit 22%. Corecțiile înseamnă oportunități de piață, dar și teste pentru emoții, pentru răbdare, pentru disciplină la oameni. Adică eu când am văzut SEI-ul la 40% discount, da? Orice asset, imaginează-ți că cumperi, nu știu, o mașină azi, nouă. Și nu mergi cu ea și tot nouă, da? Și ea cade în preț 40%, da? Ce faci? O vinzi? Nu. Dar dacă vezi pe unul care are o mașină nouă, un showroom, care vrea să o dea cu 40% discount, o cumperi. Normal, o cumperi. Însă, trebuie să te orientezi în piață. Băi, poate să mai scadă mașina aia în cazul respectiv, moneda respectivă? Da. S-a terminat corecția. Încă nu știm, deocamdată Bitcoin este pe suport. De aici, din zona asta, foarte ușor și foarte lejer, da, poate să întoarcă piața în sus. E aproape, cum să zic eu, te uiți pe chart, îl vezi pe suport? Da, e posibil să facă treaba asta. Sunt mai mari șansele să continue corecția dacă se închide pe 24 de ore sub suport? Evident. Ne mai uităm și pe la order book, ne mai uităm și pe la open interest, interesul public, da? Charturile arată trecutul, order book arată prezentul și de multe ori și viitorul, da? Deci trebuie să știm să ne uităm la anumite lucruri. Este momentul să cumpărăm? Evident că e un moment relativ ok. Acum 2-3 zile la vârf de piață, la consultanță, pe mesaje, prieteni, cunoștințe, mă întrebau, Daniel, am vândut nu știu ce, să intru acum în piață. Băi, oameni, le spuneam, așteptați un retracement, o corecție. Da? Când vezi ceva care îți place, care îl urmăreai, -30%, -40%, și nu e bear market, adică noi nu vorbim că avem un bear market confirmat, să zici, mamă, iarăși cumpăr topul și mă duc nu știu unde, știi? Deocamdată nu avem bear market confirmat. Bear market-ul trebuie să treacă măcar, ce să zic, 2 luni de zile, 1 lună jumate. Sau să ai un flash crash de ăsta major, un black swan event. Da, aia este altă discuție. Da, ăla este un fel de mini bear market în piață. Da? Dar deocamdată nu putem vorbi deja de un bear market. Așa că aveți grijă cum vă planificați intrările în piață. Dacă intrați acum în monedele preferate, da? Și le găsiți la 25, între 25 și 40% discount e acum în piață, unele și mai mult. Unele pot să facă un pic și mai mult, gen 50%, da? Și cumpărați. Nu vă începeți să fierbeți după, mamă, dar sunt pe minus, dar sunt pe minus, dar mai scade, să vă ia paranoia. Deci, așa cum urcă, piața coboară. Da? Deci trebuie să aveți răbdare și să înțelegeți că pe parcursul unui plan e posibil să fiți și pe minus. Dacă vă speriați, faceți-vă un plan de exit. Dom'le, o să ies din piață dacă se întâmplă asta. Eu sunt Mihai Daniel, mă găsiți pe site-ul mihaidaniel.ro, acolo găsiți cursul de 4 ore, consultanță cu mine, sănătate, duminică frumoasă, ne vedem mâine!